Bună ziua, începe Jurnalul Economic, sunt Ligia Munteanu. Avem primele date privind impactul crizei sanitare asupra economiei. Izolați în case și cu majoritatea magazinelor închise, românii nu au mai cheltuit atât de mult cum o făceau înainte. Consumul s-a redus cu 20% în aprilie, prima lună întreagă de restricții. Cel mai mare impact a fost asupra afacerilor benzinăriilor, care au încasat cu 31% mai puțin decât în luna anterioară. Nici nu este de mirare, având în vedere că mulți români au lucrat de acasă și nici nu au mai putut călători, deci nu prea și-au mai mișcat mașinile din parcare. Și afacerile magazinelor care vând produse nealimentare s-au redus, în acest caz căderea este de 20%. Cum era de așteptat, cel mai puțin au avut de suferit magazinele alimentare, care au fost tot timpul deschise. Cheltuielile alimentare s-au diminuat cu 13% în aprilie, arată datele oficiale. Perioada de izolare pare să fi fost astfel benefică pentru finanțele personale. Banii care nu s-au mai dus în consum au fost economisiți. Iar datele BNR arată că depozitele în lei ale populației au crescut cu 3,4%, un avans important pentru doar o lună. Asta înseamnă 4,5 miliarde de lei puși deoparte doar în aprilie. Oamenii au economisit și în valută. În acest caz, avansul a fost de 1,4%. Depozitele în valută au crescut în luna trecută cu echivalentul la peste 1,3 miliarde de lei. În total, românii au făcut economii de aproape 6 miliarde de lei în perioada în care au stat acasă. Acest factor important de creștere economică s-a prăbușit dramatic. Partea de incertitudine care este cumva trecută acolo indirect este că nu știm ce se va întâmpla și când își va reveni. Dacă mai primim multe zile cu date legate de creșterea numărului de cazuri de COVID, cum s-a întâmplat astăzi, probabil că nu va fi o revenire a consumului în ritmul în care ne așteptăm. Altfel, evident că consumul are un rol important și are un rol important nu numai pentru dinamizarea veniturilor la buget, ci și pentru dinamizarea întregii economii, pentru că el este un semn, un simptom al revenirii încrederii în economie. Până la urmă, dincolo de stabilitatea dinamicii sanitare, să zic așa, adică revenirea pe un platou, dacă nu chiar coborârea pe un numărului de cazuri de COVID care să arate că sectorul sanitar se îndreaptă spre o anumită zonă mult mai safe, mult mai sigură, încrederea joacă un rol fundamental în economie. De aceea am avut și economisirea despre care vorbea colegul dumneavoastră. E mult 6 miliarde de lei în economie, domnule Suciu? Este mult pentru o lună, evident. Banii aceia s-ar fi regăsit în consum în mare parte, într-un fel, cel puțin o bună parte din ei și bună parte din ei în taxe, în TVA, în venituri pe care statul le-ar fi încasat și n-ar mai fi avut acea situație sau parte din acea situație dificilă prin care trece bugetul. Nimic de acuzat aici. Este reacția firească a tuturor să pună bani deoparte atunci când intri printr-o zonă de incertitudine. Iar Ministerul Economiei a anunțat un program de sprijin pentru firmele mici care au avut de suferit din cauza pandemiei. Sunt bani nerambursabili din fonduri europene, 1 miliard de euro în total. Pentru a putea obține acești bani, firmele trebuie să depună un proiect, iar evaluarea s-ar putea face automat de un calculator, spune ministrul. Prin Ministerul Economiei avem 1 miliard de euro la dispoziție care vor fi împărțiți în modul următor, 350 de milioane de euro este o anvelopă de finanțare pentru granturi de capital de lucru până în 200.000 de euro. Și aici vor putea fi finanțate companiile care au avut de suferit de pe urma COVID-ului. Și vorbim de industria hotelieră, Horeca, industria transportului auto, industria de evenimente, cele care au fost închise și care au avut de suferit pe urma pandemiei. Mai vorbim de o anvelopă de 550 de milioane de euro, granturi, tot până în 200.000 de euro de investiții, aici putând accesa inclusiv cele trei industrii care le v-am spus, dar mai multe industrii, industria construcțiilor, de exemplu industria energetică pentru programe de inovare, vor fi granturi de investiții pentru IMM-uri. Și mai avem încă o linie, încă o anvelopă de 100 de milioane de euro, cu microgranturi până în 2000 de euro pentru companiile care au un singur acționar, acelea asociat. Acele SRL-uri cu un singur asociat fără salariat, acelea nu au putut fi protejate deloc de pe urma în urma acestei pandemii. Vreau ca în cursul lunii iulie să avem
să începem practic acest lucru și să începem evaluarea proiectelor. Mai mult, mă gândesc să venim cu o noutate la evaluarea proiectelor și am vorbit cu Ministrul Fondurilor Europene să gândim o evaluare automată a acestor proiecte. O evaluare pe un punctaj care să facă automat de către computer, să nu mai implicăm evaluatori. Situația economică va depinde în principal de evoluțiile din domeniul sănătății publice. Afirmația aparține guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, care spune că va continua să colaboreze cu executivul pentru a asigura o revenire rapidă a economiei. La redresare va contribui și pachetul Uniunii Europene de 750 de miliarde de euro, crede guvernatorul. Asta în condițiile în care estimările oficiale arată că economia se va contracta cu 14% în trimestrul al doilea din acest an. Declinul economic este însoțit și de creșterea presiunilor asupra cheltuielilor bugetare pe fondul șomajului în creștere și a măsurilor adoptate de autorități pentru a limita extinderea pandemiei, precum șomaj tehnic, repatrierea cetățenilor români din străinătate și asigurarea condițiilor de izolare sau carantină. Iar măsurile de susținere anunțate de guvernele marilor economii ale lumii ridică bursele. Au avut loc creșteri importante la nivel mondial, iar euro s-a apreciat față de dolar pentru a șaptea ședință la rând. Aceste evoluții confirmă un apetit ridicat pentru plasamente mai riscante pe fondul relaxării restricțiilor legate de coronavirus și a speranțelor pentru noi măsuri de stimulare a redresării economice, transmite Reuters. Investitorii au vândut active considerate sigure, cum ar fi aurul și obligațiunile guvernamentale, în urma unor date economice încurajatoare din China și a speranțelor că ce a fost mai greu din impactul crizei a trecut. În plus, datele arată că activitatea economică începe să-și revină, deci s-au oprit scăderile și de acum urmează doar creștere, chiar dacă va fi o revenire lentă. Efectele de pe marile piețe financiare ale lumii s-au simțit și la bursa de la București, care în mai a avut cea mai bună lună din acest an. Asistăm la un raliu al tuturor piețelor bursiere, la care s-a raliat cumva și bursa noastră. Un raliu care în urmă cu o lună, să spunem, părea mai greu de înregistrat. Companiile care plătesc dividende semnificative au continuat și în acest an să atragă atenția, în special în perioada datelor de înregistrare și în acest moment traversăm o astfel de perioadă. Ca atare, acțiuni gen nuclear electrică, Compet, de exemplu, sunt mai sus chiar decât cotația lor de la începutul pandemiei de COVID-19. Coaliția de guvernare din Germania a ajuns la un acord pentru un program de stimulare a economiei după criză. Valoarea lui este de 130 de miliarde de euro și vine după pachetul de salvare de 750 de miliarde de euro din martie. În total, Germania cheltuie o sumă uriașă pentru redresare, cu mult mai mult decât orice alt stat european. Pachetul de măsuri pentru redresarea economiei germane a fost stabilit după discuții maraton de 21 de ore. Pachetul de stimul economic în valoare de 130 de miliarde de euro, care ar trebui să grăbească recuperarea, include și reducerea temporară a TVA, care are scopul de a impulsiona consumul, potrivit Reuters. Taxa pe valoare adăugată va fi redusă de la 19% la 16% pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 1 iulie. Rata aplicată sectorului ospitalității de 7% va fi și ea redusă cu 2 puncte în aceeași perioadă. Costul total al măsurilor legate de TVA se ridică la 20 de miliarde de euro. Pachetul include și cel puțin 10 miliarde de euro pe an pentru a ajuta municipalitățile cu investiții publice pentru infrastructură și locuințe, dacă vor avea venituri mai reduse. În plus, guvernul va acorda 300 de euro pentru fiecare copil pentru a ajuta familiile și va dubla subvențiile acordate la cumpărarea unei mașini electrice. Der Umfang des Pakets wird für die Jahre 2020-21 130 Milliarden Euro betragen, davon 120 Milliarden Ausgaben für den Bund. Wir haben also ein Konjunkturpaket, ein Zukunftspaket. Und auch natürlich noch hinzu, das hat uns jetzt hier weniger beschäftigt, unsere Verantwortung für Europa und die internationale Dimension. Programul de stimulare urmează unui pachet de salvare de 750 de miliarde de euro convenit în martie, care cuprindea un buget suplimentar finanțat prin datorii de 156 de miliarde de euro. Măsurile adoptate de Germania, care împreună cu suplimentarea lichidităților și garanțiile de împrumut sunt echivalente cu peste 30% din PIB, depășesc substanțial oricare alt program național de relansare lansat de țările din zona euro.
Ministrul Finanțelor a declarat că pachetul va fi finanțat parțial prin noi împrumuturi. Germania își poate permite însă suplimentarea generoasă a cheltuielilor, având în vedere că a avut un buget echilibrat încă din 2014 și are o datorie publică de 60% din PIB, cu mult sub celelalte mari economii din zona euro, Italia, Spania și Franța. Amploarea măsurilor de stimulare din Germania a provocat îngrijorarea oficialilor din țările mai slabe din punct de vedere economic, care consideră că diferențele uriașe dintre măsurile de ajutor ar putea adânci dezechilibrele din blocul comunitar și ar putea denatura piața unică a Uniunii Europene. Germania a rezistat mai bine la criza coronavirusului decât mulți dintre vecinii săi europeni. Testarea pe scară largă, un sistem solid de asistență medicală și măsurile restrictive au ajutat-o să mențină rata deceselor la un nivel relativ scăzut. Impactul economic al crizei a fost de asemenea atenuat de decizia de a menține fabricile și șantierele deschise, precum și asistența financiară generoasă acordată întreprinderilor. Cu toate acestea, economiștii estimează că economia va scădea cu 6,3% în acest an, cea mai mare contracție de la al doilea război mondial. Economia franceză va frâna puternic în acest an. Guvernul de la Paris se așteaptă la o scădere de 11% a produsului intern brut, cu mult peste declinul de 8% prognozat anterior, a anunțat ministrul economiei și al finanțelor. Acesta va fi cifra luată în calcul în proiectul rectificării bugetare, ce va fi prezentat în următoarele zile. Oficialul francez este însă încrezător că economia își va reveni anul viitor. Ministrul economiei mizează pe planurile de susținere a sectoarelor afectate de criză și pe planul de relansare care urmează să fie anunțat în luna septembrie. Uniunea Europeană a actualizat lista companiilor aeriene care nu au voie să opereze în spațiul european. Sunt 96 de firme. Este vorba de operatori din țări precum Coreea de Nord, Iran, Irak, Afganistan, Libia și Congo. Dar sunt și 7 companii aeriene din Republica Moldova, singura țară europeană de pe lista neagră a Comisiei Europene. Toate cele 96 de firme menționate nu respectă standardele internaționale de siguranță. Comisarul European pentru Transport, Adina Vălean, a spus că lista trebuie să fie folosită ca un instrument ca să ajute companiile și țările menționate să-și îmbunătățească standardele. Google se află în mijlocul unui nou scandal. Compania este acuzată de invadarea intimității utilizatorilor, ale căror date ar fi fost colectate chiar și atunci când navighează pe browserul Chrome al Google în modul privat. În plângerea depusă la o curte federală din California, prin care se cer daune de 5 miliarde de dolari, avocații spun că Google nu poate continua să se implice în colectarea de date fără autorizație de la orice american care are un computer sau un telefon. Mulți utilizatori de internet cred că istoricul căutărilor lor nu este urmărit când folosesc browserul în modul incognito. Google spune însă că unele site-uri pot folosi unelte precum Google Analytics pentru a urmări utilizarea. Mai mult, reprezentanții companiei americane spun că acest lucru nu este ilegal, iar în condiții de utilizare este menționat clar că site-urile deschise ar putea colecta informații despre activitatea utilizatorilor chiar și în modul incognito. Astfel de informații ajută deținătorii de site-uri să evalueze mai bine performanța conținutului și a produselor lor. O fi criză, o fi pandemie, dar rămânem cu ochii după noile telefoane. Ultimul model de iPhone se anunță pentru această toamnă și, ca de obicei, imagini cu noul model apar în piață pe surse. Marketing sau nu, cert este că au strânit rumoare pe internet. Trăim într-o perioadă de incertitudine, dar un lucru pare totuși sigur. Faptul că Apple va lansa noul iPhone 12 în această toamnă. Ca de obicei, se întâmplă mici accidente și imagini cu noul device sunt scurse pe internet. Nu știm încă dacă sunt campanii speciale de marketing sau chiar scurgere de date, dar, oricum ar fi, toată lumea așteaptă aceste imagini. După iPhone X, iPhone XS sau iPhone 11, ne așteptăm la un design mai fresh pentru noua variantă. Zvonurile spun că ar putea împrumuta câteva caracteristici de la mult apreciatul iPhone 4. Marginile ar putea fi mai puțin rotunjite în același stil pe care îl găsim deja la noul iPad Pro. Fața și spatele vor fi din sticlă. Sursele digitaltrends.com spun că vor fi lansate 4 modele de telefon, cu una mai mult peste gama oferită de iPhone 11. Astfel am putea avea un model de bază, unul cu ecran foarte mare, iPhone 12 Max, o variantă iPhone 12 Pro cu o putere crescută și, eventual, o combinație între cele două, un iPhone 12 Pro Max. Dimensiunea display-ului va varia de la 5,4 inch la 6,1 inch pentru modelele mari. Pentru prima dată, toate ecranele vor fi cu tehnologie OLED. Este posibil
să avem și o variantă nouă de culoare, un finisaj blu marin închis. Cât despre partea tehnică, așteptările sunt destul de mari și concurența acerbă în piață. Procesorul ar putea fi o variantă upgradată, un chip Apple A14 Bionic cu variante de 4 GB și 6 GB. Toată lumea vrea să știe cum va funcționa și arăta camera lui iPhone 12. Zvonurile anunță o versiune diferită ca design, dar cu senzor pentru realitate augmentată, așa cum are iPad Pro. O altă funcție importantă este posibilitatea conexiunii 5G. Apple și Qualcomm au pus deoparte tensiunile și au bătut palma pe modemuri de suport 5G, scrie digitaltrends.com. Cât despre preț, compania țintește destul de sus. Modelul de bază ar putea fi cumpărat pentru $650, cu $50 sub iPhone 11. Următoarea variantă iPhone 12 Max ar putea costa $750, iar iPhone 12 Pro va urca la $1000. Dar sunt și noi acuzații la adresa Apple. Un judecător federal a decis că gigantul american trebuie să fie judecat pentru că a ascuns în mod fraudulos căderea cererii de iPhone-uri, în special în China, care a provocat acționarilor pierderi de 10 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Acuzațiile au venit după ce Tim Cook, directorul general al companiei, a lăudat cererea puternică pentru modelele iPhone într-o conferință cu analiștii care a avut loc pe 1 noiembrie 2018, cu doar câteva zile înainte ca Apple să decidă reducerea producției de la cei mai mari producători ai săi. Citez: în lipsa unor dezastre naturale sau altor motive, nu este plauzibil ca Tim Cook să nu știe că cererea de iPhone-uri din China este în scădere cu doar câteva zile înainte de a reduce producția, a scris judecătorul. El a adăugat că decizia Apple de a nu mai publica numărul de iPhone-uri vândute sugerează în mod plauzibil că se așteptau la declinul vânzărilor. Pe 2 ianuarie 2019, Cook a redus în mod neașteptat estimările referitoare la venituri cu până la $9 miliarde, parțial din cauza tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China. A fost prima oară de la lansarea iPhone în 2007 când Apple a redus estimarea referitoare la venituri. Acțiunile Apple au scăzut a doua zi cu 10%, reducând capitalizarea bursieră a companiei cu $74 de miliarde. Apple încă nu a comentat oficial situația. Iar viitorul pare să fie electric și nu ne referim doar la mașini. A fost testat și primul avion comercial complet electric. Sunt totuși multe bariere care trebuie să fie depășite în domeniu și totul depinde de puterea bateriilor. Se fac pași mari și în industria transportului aerian, iar viitorul ar putea aparține avioanelor electrice. Doi producători de avioane din Statele Unite au început testele cu mici avioane comerciale, spre deosebire de cele făcute până acum cu avioane experimentale, potrivit CNET.com. Ultimul testat este un avion cu 9 locuri, însă experții spun că va trebui să mai treacă ceva timp până să ajungă la o asemenea performanță o aeronavă de capacitate mare, cum sunt cele de pasager sau de marfă. The airplane you see behind me is the first in the world to have a 750 horsepower electric motor installed on it. We're proud to be those people that are leading the process. There's no reason why we can't achieve some things that certainly will have a major impact on the future, and that's something we can all be really proud of. Motorul electric al avionului va dezvolta 750 de cai putere, ceea ce experții spun că este suficient pentru a propulsa o aeronavă relativ mică, ce poate duce între 5 și 19 pasageri. Ar fi cea mai mare aeronavă complet electrică dezvoltată până acum. Domeniul este deja în atenția unor companii cu renume, cum ar fi Uber, Magnix, Airbus, Embraer, Rolls-Royce sau Tesla, care se întrec în a dezvolta proiecte de avioane electrice în primă fază destinate transportului în comun. Compania Wright Electric din New York lucrează deja la un prototip electric de avion pentru compania low-cost EasyJet, iar NASA dezvoltă chiar un test de avion complet electric denumit X-57 Maxwell. Avionul electric este un concept care sună bine, dar sunt multe provocări ce trebuie depășite. Avantajele sunt evidente: zero emisii, mentenanță redusă și costuri de operare cu 50 până la 80% mai mici. Cel mai important beneficiu ar fi însă pentru mediu, în condițiile în care acum 2,5% din emisiile globale de carbon provin de la avioanele comerciale. Cât despre provocări, puterea bateriei va fi cheia succesului în domeniu. La fel ca în cazul mașinilor electrice, constructorii vor trebui să găsească o cale să producă baterii suficient de puternice pentru a susține un zbor de câteva ore. Acum, înlocuirea unui motor tradițional de avion cu unul electric limitează raza de acțiune la doar 160 de kilometri. Este foarte puțin, abia ți ajunge să traversezi un stat mic.
O altă problemă este greutatea. Spre exemplu, bateriile avionului testate de cele două companii sunt mai grele decât echivalentul unui rezervor de combustibil clasic. Bateriile viitorului vor trebui să fie tot mai puternice și tot mai ușoare. Constructorii spun că, în ciuda tuturor obstacolelor, vor avea până anul viitor un prototip performant și care ar putea fi utilizat în transportul public. Va trebui să mai așteptăm totuși cel puțin 10 ani până să zburăm pe distanțe mari cu aeronave electrice. Jurnalul economic ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. În continuare vă așteaptă la știri Teodora Tontai. Vă doresc o zi frumoasă!